În Republica Moldova nu sunt motive pentru creșterea prețului la pâine. Despre aceasta a anunțat ministrul agriculturii Ion Perju în cadrul unei emisiuni. El a declarat că, în pofida pierderilor provocate de secete la roadă de grâu, securitatea alimentară a țării va fi asigurată. Potrivit calculelor Ministerului Agriculturii, Moldova va avea o rezervă de 600.000 de tone de grâu. Securitatea alimentară este asigurată, fiindcă noi avem nevoie de 350.400.000 de, de, de tone de greu. Această cantitate este calculată pentru o populație de 4,2 milioane. De aceea motive la moment de creștere a prețului la pâine nu sunt, a spus ministrul. Guvernul va acorda agricultorilor care au înregistrat pierderi la roadă de grâu câte 1.500 de lei pentru fiecare hectar afectat de secete. Agricultorii își vor putea ridica banii în două săptămâni din ziua depunerii dosarului. Ion Perju a declarat că cererile de primire a ajutorului financiar trebuie depuse la Agenția de Intervenție și Pleți pentru Agricultură. Perioada de la depunerea dosarului și până la primirea banilor va dura nu mai multe de două săptămâni, a spus Perju. Compensațiile pentru fiecare hectar afectat de secete sau grindănă vor varia între 1.100 de lei și 3.800 de lei. Acestea s-au majorat după ce guvernul a decis să crească de la 200 de milioane până la 300 de milioane de lei suma alocată în fondul de intervenție și plăți în agricultură destinate compensațiilor pentru pierderile înregistrate în urma calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. Banii vor fi alocați în funcție de cuantumul valoric per cultură raportat la unitatea de suprafață. De exemplu, câte 3.800 de lei la hectar se vor aloca pentru culturile pomicole, nucifere, arbuști, fructiferi și căpșuni. Câte 2100 de lei la hectar vor fi alocați pentru rapiță. Compensația pentru fiecare hectar de grâu afectat va fi de 1500 de lei, iar pentru ors de 1530 de lei. Pentru reînsămânțarea terenurilor agricole vor fi alocați câte 1620 de lei de hectar.